Într-o recentă conferință de presă, Laurențiu Nistor, candidatul PSD la președinția Consiliului Județean, a garantat că dacă va fi ales în funcție, drumurile care leagă Hunedoara de Deva și Călan vor fi excelente. Laurențiu Nistor spune că reabilitarea drumului dintre Hunedoara și Deva va începe în curând, iar cel înspre Călan, început de actuala conducere social-democrată a Consiliului Județean și care se apropie de finalizare, va fi unul foarte modern, considerând derizorii atacurile opoziției pe această temă. Vom face tot ce va fi mai bun pentru județul Hunedoara și pentru municipiul Hunedoara și așa cum întrebați și dumneavoastră de drumul ăsta județean care face legătura între Deva și Hunedoara, este prins în situația noastră, este prins și se va poate, de, după ce expiră perioada când se poate să acționăm asupra lui, o facem cu drag. Vreau să vă spun și să mergeți mai mic, să faceți o vizită la unul dintre cele mai moderne drumuri județene din țară, care va fi din județ, care va fi Călan, Hunedoara. Deși am fost criticat foarte mult de opoziție, vă înțeles că n-au ce spune, trebuie să critice. Va fi unul dintre cele mai frumoase drumuri județene din județ și nu numai, va deschide foarte bine legătura între Hunedoara și partea cealaltă dinspre Călan. Sunt lucruri extraordinare care se pot face. La alegerile din 27 septembrie, pe buletinele de vot pentru alegerea președintelui Consiliului Județean Hunedoara, candidatul PSD, Laurențiu Nistor, este pe poziția 1. PSD este tot la poziția 1 și pe buletinele de vot pentru alegerea consilierilor județeni.